Hai, noroc, băieți, bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal, un episod în care vreau să vă prezint serverul Twinix. Aveți IP-ul în descriere alături de forum și panel. Cum intrați frumos pe server, scrieți comanda slash bonus și primiți nivel 3, 5 milioane, 10 puncte premium și un vehicul de tip perennial. Nu știu dacă perennialul ăla e random. A, nu, nu e random, îți dă perennial din prima. Cam așa arată spawn-ul, un spawn foarte, foarte mișto dacă mă întrebați pe mine. Nu l-am mai văzut în altă parte. Dar dacă este să vorbim de chestii unice, o să trecem imediat la treabă să vă arăt o chestie care m-a impresionat maxim, băieții. Și deci, după cum vedeți, este o chestie aici în care scrie orașul Azenturas și urmează să vedeți o chestie. Sincer, mă bate gândul să-mi deschid server de SAMP și dacă o să deschid server de SAMP, o să-mi pun chestia asta pe server fără, dar și poate. Nu știu ce părere aveți voi, dar mie îmi place prea mult. Bine, fără porcăria asta, asta de aici trebuie scoasă. Dar nu știu ce părere aveți voi de treaba asta, dar e absolut genială. E un pasaj, frate, e pasajul ăsta. Nu știu dacă vi se întâmplă mereu aici la intersecție, mă izbesc cu fucking cineva. Deci absolut de fiecare dată trebuie să mă izbesc de cineva. Și pasajul ăsta ajută extrem de mult și e super, super blană. Deci, nu știu, vă aștept părerea în comentarii, mie îmi place foarte, foarte mult. Am înțeles că o să se aleagă leader și helper aici pe Twinix, deci multă baftă să vă să luați ceva leader, helper sau ce vreți voi. Și hai să vă mai arăt încă o chestie de mapping, super mișto, tot așa. Este vorba de, hai să scriu Goto Bizonu. A, n-am acces, n-am gradul necesar. O să mergem cu teleportul aici, banca, nu? Opa, m-am teleportat puțin greșit. Hai să mă teleportez, așa, cam asta este banca, la fel arată genial, e total altfel decât celelalte servere, nu știu de unde luată, nu-mi pasă de unde. Bă, vezi că e de pe rpgchisinau.com, nu știu frate de unde, nu testez toate serverele. Eu sunt sincer cu voi și vă zic că n-am mai văzut-o nicăieri, nici nu știu dacă e făcută de băieți sau nu, doar că mie îmi place extrem de mult, mai ales pasajul ăsta, ăla, pardon. Kilometrajul e la basic. Hai să mergem să prezim puțin joburile. O să merg la fish. Chiar sunt curios de fisherman. Știți că e jobul meu preferat. Mergem imediat, dăm quick job, get job. Și get job. Quit job, get job. Fish și vedem cam cât se câștigă. Iar apoi să vă prezint puțin dealership-ul. Și acum dăm și un factions. 4 membri. Văd că la năgâși la lăsă putut s-au ales deja liderii, dar nu cred că se pun. Cred că o să se dea wipe complet, adică până apare video o să se dea wipe complet. Iar voi când vă băgați o să fie toată lumea de la zero, absolut toată lumea de la zero. Am prins un pește de 14k, nu e atât de mult. O să vă arăt imediat și economia de la dealership. Cred că trebuie să mă duc la 24x7, care e opa, care e aici. Hai că știu unde, doar că m-am teleportat eu puțin aiurea, gata, perfect. Da, e aici în stânga. Bun, hai să vedem, adică 14 carte trebuie să ne dea apel, nu știu de ce voiam să zic, hai să vedem cât luăm. Și hai să dăm un goto de să vă arăt ce vă puteți cumpăra în dealership de 5 milioane, banii pe care primiți la început, clasa 1. 4.300.000, hai să ne uităm direct la ea de 5, deci 5. Stratum, Hot Knife, Hustler, Picador, Stallion. Este Stallion? Sunt curios. Mamă, nu stau să mă uit. Și Fortune ăla e super blană. Hai să vă arăt clasa 3, pentru că asta vă interesează. Infernusul, 45 de milioane. Bulletul, 38, 35, Nergou. Bă, nu e foarte mult, având în vedere prețurile. Ăsta e al meu. A, de fapt, astea două sunt ale mele. Mă refer la perennial. Closest. A, m-a băgat, deci direct n-am mai trebuit să scriu eu closest car. Așa, kilometrajul, cum îl știți, hâța am apăsat, n s-a încuiat. E destul de ok serverul, adică e ca alte servere mai mari, dar e puțin mai ușor. Exact cum vă plac la majoritatea play-lor ăștia mai la început, sau nu doar ăștia. Eu zic că merită să vă băgați puțin, poate ne vedeți și pe mine, adică mă vedeți și pe mine pe server. Mai gândesc dacă intru să văd dacă am timp sau nu. Hai să vedem puțin factions. Am înțeles că parcă s-au schimbat ceva HQ-uri. Ia, se merge noi la... Ia, rentul.
să mergem puțin la rent. Bă, sincer, cu treaba aia, pe mine, treaba aia cu pasajul m-a impresionat rău de tot, băieții. Mi s-a părut super, super mișto. Făcând news reportersul e aici, e în LS, super tare, e GPS. Sunt curios dacă dealership paintball, vehicle mod shop, la Zentura, da, e doar pe LS și pe LV. Cred că dacă o să-mi deschid server, tot așa o să-l fac și eu, doar pe LV și pe LS. Sau vedem, chiar o să fiu foarte curios. Mă gândesc unde o să pun spawnul, pentru că eu voiam să pun spawnul LV, dar dacă o să-mi fac, o să zic că, bă, ai copia pe aia, dar a gol pe ei. În fine, bui biz. Mamă, 13 milioane, așa ieftin bizu. Păi dacă faceți level 11 pe băieții, aveți level 3 la început, dacă faceți level 11 și mai strâng, sigur faceți până la level 11. Bani, vă luați aici rentul care e power-ul de tot. Ia două secunde să vedem ca în câți bani îți ia. Cost, cred că ar trebui $20 la 10 secunde. A, nu e mult deloc, e lejereanu. Ia, set, leader, hai să mă bag puțin, nu, make leader. Așa, ID-ul meu este 1 și intrăm puțin în LSPD. 1-1. Nu merge? Make leader 1-1? Cred că trebuie să scriu, ia, make leader, ID-ul meu care e 1 și acum scriu LSPD. Nu merge. Cred că trebuie să-mi dea din bază de date sau ceva. Răduc 1. Ah, trebuia să scriu numele meu. Ha, ce greu era. Hai că nici nu-s prost. Respawn. Spawn, răduc. Bă, o să-i rog pe băieți să vă bage primul care scrie RPG. Twinix.ro. Ce câștigă? Între 1K și 20K. Bă, ce n-am scris corect? Sau nu cred că am scris primul, cred că a scris, să trește că a scris un palacul care e un rău serverului primul. Lol. Bă, că și mașinile de la LSPD sunt modificate cu spoiler alea. N-am... A, trebuie să fiu duty, dar licența o am, ia licenses. Alea am pe toate. Super tare treaba asta, că aveți licențele. Ce mi plac armele mele. Ia, hai să ne suim într-o mașină și după aia cred că închidem videoclipul. Nu o să fie un video foarte lung. Am vrut să vă prezint așa mare ca să înțelegeți. DT SUO 0. Hai să iau permis. Permis 0. Deci hands up. Cred că vă era dor de niște confiscate 0 licenses. Licenses. Nu e așa licen. Licențe, așa, gata, lejer, i-am confiscat licența, l-am rupt. Băieții, da, din nou, mulțumesc foarte frumos pentru atenția acordată. IP-ul serverului aveți în descriere. O să-i rog pe băieți să vă bage pe toți în facțiune ca să vă simțiți bine. Multă baftă să cumpărați bizuri și ce mai vreți voi. Eu am fost Radu, vă pupă, fratele, pa!